Bună ziua tuturor! Continuăm seria de podcasturi The Future of Tax cu un subiect special și cu un invitat special. Astăzi sunt în compania a două doamne, colega mea Diana și Mirela, director financiar Bergera Moneo. Subiectul de astăzi este e-factura. Uh, un subiect uh, mult discutat uh, aproape de toată lumea pentru că ține capul de afiș al tuturor dezbaterilor uh, legate de uh, raportarea uh, digitală uh, pe care uh, autoritățile fiscale române au. Uh, Decis să o implementeze încă de uh, anul trecut, uh, începând cu uh, raportarea de safte și iată continuăm cu, cu partea de uh, e-factură. De uh, bine ai venit, uh, Mirela! Mulțumim uh. foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult. Bergera Moneo este un nume nu mai e nevoie practic de nicio prezentare. Noi suntem extrem de bucuroși de de colaborarea pe care o avem, o colaborare care are un istoric destul de, destul de mare, pentru că a început cu foarte mult timp în urmă, încă de la din primele zile ale prezenței Bergera în România, ceea ce pe noi ne face extrem de, de bucuroși și încântați să vedem că povestea de succes continuă și colaborarea noastră cu Bergera continuă. Dacă ne poți spune puțin despre companie, despre prezența voastră aici și modul în care ați reușit să, să, transformați în succes business-ul vostru. Bergerat Monoior este unicul dealer al produselor Caterpillar în România și Moldova în acest moment și suntem liderii de piață în domeniul vânzării utilajelor de construcții. Avem o colaborare într-adevăr foarte veche cu KPMG, de la începuturile activității Bergera Monoior în România, practic de acum 30 de ani. Acum 30 de ani, compania, grupul francez Monoior a venit în România. În prezent avem patru companii care fac parte din acest grup în România, cu prezență în România, Bergera Monoior, Ipso, Sitec și Cronoflex. Grupul Monoior astăzi este un grup mare, extins în 24 de țări pe 5 continente și având undeva la 8000 plus de angajați. Astăzi, Bergera Monoior în România oferă soluții complete și complexe în ceea ce privește furnizarea de utilaje, motoare și grupuri electrogene caterpilar, atât în noi cât și second-hand. Avem și opțiuni de închiriere a acestor utilaje, precum și opțiuni de finanțare împreună cu partenerii noștri de la Cat Finance. Putem aduce oferi și finanțare clienților noștri. Da, deci așadar un, un business de succes uh, cu o prezență iată de 30 de ani sau chiar peste 30 de ani în România. Noi sperăm să, să continue. Uh, e, cred că este prilejul de a discuta și este cel mai bun uh, sau un moment extrem de oportun de a discuta despre e-factură, un subiect uh, uh, cu un impact semnificativ pentru, pentru mediul de afaceri și de aceea am zis să aflăm de la un contribuabil o companie de talia Bergera. Cum vedeți voi acest subiect în ceea ce privește beneficiile, pentru că S-a discutat foarte mult despre beneficiile și despre oportunitatea de introducerii facturii, foarte multe subiecte și foarte multe debate-uri pe, pe această temă. El a venit cu un scop declarat de către autoritățile fiscale de a lupta împotriva evaziunii fiscale și de a încerca să, să creștem gradul de eficiență în ceea ce privește partea de administrare fiscală. E o parte de, de digital reporting, este parte a reformei de digital reporting asumată de către autoritățile fiscale. Cum vedeți voi sau cum vezi tu beneficiile pentru mediul de afaceri și în mod particular pentru, pentru bergera? Beneficiile cu siguranță vor fi, vor exista beneficii. În acest moment, sinceră să fiu pe termen scurt, volumul de muncă Adăugat activității operaționale de zi cu zi este atât de mare încât, legat de acest proiect, de e-factura, este atât de mare încât, momentan, sunt în, suntem încă prinsi în, în subiect, încă îl digerăm, dar. Bineînțeles, pe lângă beneficiile pe care autoritățile le așteaptă să le aibă legate de uh, OK, de colectarea uh, eficientă a TVA-ului la bugetul de stat, de combaterea evaziunii fiscale, uh, la nivel de business și la nivel, uh, nivelul business-ului nostru, bineînțeles că vedem și uh, beneficiile pe termen mediu și lung să zic așa. Și beneficiile sunt încep de la faptul că nu vom mai utiliza hârtia, da? vom fi mai friendly cu mediul înconjurător, vom scădea costurile de, nu știu, de poștale cu uh, tot ce ține de arhiva fizică a facturilor, vom uh, uh, automatiza intern niște activități care acum nu sunt extrem de automatizate, cum ar fi fluxurile de informații, fluxurile de aprobări și validări ale facturilor era un proiect la care lucram, dar e factura a venit peste acest proiect și ne-a dat puțin planurile peste cap. Și bineînțeles, cred că toți specialiștii din domeniul financiar contabil se așteaptă ca beneficiile să fie legate și de volumul de muncă. Poate vor dispărea niște declarații fiscale pe viitor și legătura cu autoritățile va fi mai ușoară și tot volumul de muncă pe care în trecut îl aveam cu controlele fiscale se vor diminua. Deci cred că acest să sunt și așteptările, dar sunt și niște beneficii pe care le vedem pentru viitor. Așa este cu toții, sperăm că toate aceste beneficii declarate de către autorități să, să apară și să, pe un termen mediu sau, sau chiar lung, în ciuda eforturilor de, de început de drum, ca să zic așa, cu privire la implementarea acestei soluții. Diana? Știm cu toții cât de complicată este ducerea la îndeplinire a unei asemenea obligații fiscale. Am trecut deja prin experiența safteului care ne-a trăinuit în toate felurile. Aș vrea, Mirela, să ne spui care ar fi, din punctul tău de vedere, principalele etape de pregătire prin care voi ați trecut și pe care le-am putea de altfel recomanda și celorlalți, și, bineînțeles, care ar fi principalele, să zic, provocări peste care ați reușit să treceți și poate chiar și cum? Proiectul, practic, l-am demarat anul trecut, undeva în primăvara anului trecut, dar au fost doar niște discuții interne și apoi au fost, mă rog, discuții și cu echipele, echipa voastră, echipa cu care am colaborat și pentru implementarea safte. Discuțiile au avut ca și țintă pregătirea unui plan Pentru că în primăvara anului trecut încă nu aveam un termen foarte bine definit de către ANAF era decât, Erau decât niște date care circulau în mediul de afaceri, dar nu era o dată bine definită Și atunci toate aceste discuții au avut ca scop pregătirea unui plan de implementare Proiectul s-a dovedit sau se dovedește încă a fi mai complex decât ne așteptam noi intern, deoarece avem implicate trei echipe diferite. Avem o echipă din Franța, sunt colegii noștri care oferă suport tehnic pentru softul de facturare, avem echipa din România, care este într-un fel interdepartamental, așa IT, un project manager, financiar contabilitate indirect participă și alți manager din departamentele operaționale și echipa KPMG de consultanți cu care lucrăm foarte de aproape pentru finalizarea acestui proiect. Uh, provocările au fost multe de la început și încă mai sunt și uh, problemele au uh, fost legate de cum aliniem informațiile din softul nostru contabil cu cerințele uh, ANAFului cum unde avem aceste informații pentru că nu avem toate informațiile cerute în softul de facturare de unde le aducem cum le mapăm dacă putem să respectăm nivelul de detaliu în factura electronică idem cu ce avem în factura pe hârtie sunt niște probleme care au apărut în timpul proiectului, multe din ele să spunem că le-am rezolvat, dar au apărut mai nou alte provocări, provocări venite de la clienți clienți care deja au implementat factura, care și-au setat intern niște automatizări și care au venit către noi cu doleanțe. Doleanțe pe care înainte nu le aveau și care vor fi greu de pus în practică din perspectiva mea. Și pot să vă dau și un exemplu. Avem un client care acum două săptămâni a venit către noi cu cerința ca pe factura electronică să fie trecut numele șantierului unde este utilajul, unde se află utilajul și numele responsabilului de șantier care a cerut reparația respectivă. Sunt niște elemente de detaliu pe care noi, în trecut, nu le aveam nicăieri ă, arhivate în sistemele noastre, dar este cerința unui client important pe care vom încerca să o punem în practică. Și asta este ce a apărut de curând. Sunt convinsă că până la sfârșitul anului și după implementarea internă a proiectului, vor mai apărea. Foarte multe astfel de cerințe sau alte provocări? Foarte complet atinse toate punctele relevante și din punctul meu de vedere, Mirela. Și, așa cum ai spus și tu, cred că e o perioadă de tranziție care ne duce spre o altă modalitate de a interacționa cu clienții și, clar, suntem puși în fața unor cerințe cu care nu eram obișnuiți până acum, încercând să le găsim rezolvare dar știm că până la urmă lucrurile pot fi așezate și implementarea să se întâmple într-adevăr cu succes. Și cred că aceste elemente pe care le-ai menționat tu ne duc foarte tare în următoarea întrebare. Și anume... Legat de procesele financiar contabile și ajustările care sunt necesare, că până la urmă vorbim de factură, poate cel mai important document primar, utilizat atât uh, pentru contabilitate cât și pentru alte scopuri financiar-fiscale, mm -hmm. să spun așa. În mod evident, uh, digitalizarea, schimbarea uh, extrem de, de radicală a modului de emitere și de transmitere a facturii uh, între companie și parteneri și invers uh, produce, în mod evident, anumite transformări în ceea ce privește procesele financiar-contabile din orice companie. Cum, cum s-a văzut acest lucru la nivelul Bergera? Cât de, cât de complicat a fost să, să gestionați toate aceste lucruri? Este, este, complicat. Încă este complicat. Proiectul trebuie să spunem că la această dată, în acest moment, nu am finalizat implementarea e factorii. Suntem încă în curs de finalizare, uh -huh. de implementare. Suntem într-o fază finală de automatizare și testare a diferitelor tipuri de facturi pe care noi le emitem, dar, cu siguranță, termenul pe care l -am, ni l-am autoimpus, să spunem așa, sfârșitul lui martie, este realizabil. Deci, suntem în plin proces de transformare și transformarea este complexă pentru că vorbim de niște procese complexe din business. Chiar dacă pare, poate din exterior o, e o factură, e un document, e o hârtie, dar tot acest flux de a circuitul documentelor facturilor în companie este un proces complex. Și practic, e factura schimbă 360 de grade modul în care noi lucram înainte. Da. Sunt schimbări care trebuie să implementate încet. Este un mod de lucru care a fost foarte bun pentru foarte mult timp, da? modul anterior de, de lucru. Și schimbările de genul acesta sunt destul de greu de acceptat de absolut toți clienții interni, să spunem așa, de toate departamentele. Deci este un proces destul de complicat și complex pe care l-am început anul trecut și încet, încet, să spunem că îl finalizăm. Dar, pe de altă parte, beneficiile din perspectiva departamentului ar fi că am, el, Într-un într fel, de la 1 iulie se elimină orice probleme sau orice întrebări legate de deductibilitatea TVA-ului. Va fi foarte clar și vom avea o trasabilitate a documentelor va fi foarte clar ce se întâmplă cu TVA-ul de pe facturi la fel, cred că este o schimbare a modului în care vom relaționa cu partenerii noștri nu vor mai fi întrebări legate de când mi-ai trimis factura mi-ai trimis-o, nu mi-ai trimis-o să ți-o plătesc, nu ți-o plătesc, că n-am primit-o la fel și intern nu vom mai avea probleme de pe unde să arătă și factura da. pentru că totul va fi undeva Uh, Într-un portal unde vom avea acces și le vom, uh, le vom găsi foarte repede. Deci, e un proces complex, sunt foarte multe provocări, dar eu zic că pe termen mediu și lung trebuie să fim optimiști că vor veni și beneficiile. Poate unul dintre aceste beneficii este tocmai acest proces de revizuire a proceselor interne, interne. a procedurilor da. Da. și încercarea de a găsi soluții de eficientizare prin automatizarea anumitor Automat. procese. Exact. Adică, practic, implementarea e-facturii ne obligă cumva la. Să la... accelerăm, scuze, să accelerăm niște proiecte care deja exact. existau sau să îmbunătățim proiectele. Uh, Procesele și procedurile. Exact. Vechi. Autoritățile ne-au creat un cadru. E adevărat, s-au inspirat și din experiența altor state și avem acest standard de care ținem cont, adaptat specificului românesc, aș spune, însă știm cu toții că mereu lucrurile pot fi făcute și mai bine. Și de cele mai multe ori, practica ne ajută să vedem mult mai clar aceste lucruri pe care le putem îmbunătăți și următoarea întrebare ar fi, Mirela, dacă ar fi să le transmiți autorităților niște idei de îmbunătățire ale modului în care azi funcționează sistemul, care ar fi acelea? Păi, azi funcționează și nu prea funcționează. <laughs> <Care>? <laughs> nu putem să vorbim de o func ționalitate 100%, da. Avem zile în care sistemul mai ales zilele astea. e picat cu totul și nu putem testa, nu putem face nimic pentru că așteptăm autoritățile ei să finalizeze ce au de, de finalizat în spatele în spatele softului, da. Este clar că autoritățile au primit feedback da, de când s-a început implementarea e-factura, au primit feedback de la mediul de afaceri, de asta au continuat să îmbunătățească softul pe care l-au prezentat inițial. Ce ar fi putut să facă mai bine, cred, ar fi putut să ne lase poate mai mult timp pentru implementare, Timpul a fost destul de scurt, iar pentru. Consider că pentru companiile mari care operează cu sisteme complexe, cu IRP-uri internaționale, să le spunem așa, e destul, a fost destul de dificil și este și în prezent destul de dificil să aliniezi ceea ce ai tu intern cu cerințele ANAF. Și fiind un, un proces atât de complex, cred că ar fi trebuit să avem nevoie de mai mult timp, pentru a putea să uh, punem în practică acest proiect mai ușor și fără o presiune internă uh, și asupra companiilor și asupra echipelor care lucrează în acest proiect. Iar pe partea tehnică, nu sunt de specialitate ca să zic ce ar putea să mai îmbunătățească, dar cred că uh, un element pe care noi l-am adus acum în discuție în timpul uh, implementării acestui proiect ar fi că e bine ca pe lângă factura pe care o, o trecem prin portal să putem duce pe portal și niște anexe la factură. Asta este foarte important, pentru că, după cum am menționat, ă, E destul de dificil ca toate detaliile pe care le aveam în trecut pe o factură să le aducem acum pe factura electronică. Și atunci, pentru clientul nostru, este important să știe ce i-am facturat, bineînțeles, ce serviciu i-am prestat, ce piese i-am vândut, să aibă toate detaliile și ar fi bine să putem avea posibilitatea să atașăm acolo în portal și aceste detalii, odată cu factura, să putem să descărcăm și o anexă a facturii, să spunem așa, astfel încât să nu mai fie nevoie de uh, o discuție continuă cu partenerii, ce ai facturat, când, cum și așa mai departe. Deci cred că asta, acum în momentul acesta, astea ar fi îmbunătățirile care ar putea fi aduse. Total de acord și vedem în practică de altfel că toate entitățile care au folosit până acum acest sistem automat de transmitere a informațiilor și mă refer specific la EDI, unde știm cu toții că nu se transmit doar informații legate de facturi, ci și multe alte elemente care sunt conectate facturii, dar care influențează activitatea altor departamente, poate decât cel financiar contabil sau nu numai celul financiar contabil. Și în continuare este un topic deschis, pentru că pare că autoritățile nu acceptă sau nu vor considera fluxul acesta de date prin sistem EDI ca înlocuind e-factura și atunci foarte multe provocări pe partea asta de automatizări, de transformări care sunt în continuare în derulare. În mod clar este un drum plin de provocări, cu eforturi destul de mari din partea companiilor pentru implementare, pentru modificarea sistemelor. Dar cred că trebuie să fim încrezători în beneficiile pe care implementarea acestui sistem, alături de toate celelalte soluții de raportare digitală pe care autoritățile fiscale din România au decis să le, să le implementăm. Într-un termen destul de scurt, suntem cu toții de acord că termenul poate trebuia să fie unul mai rezonabil în ceea ce privește pregătirea și implementarea soluțiilor, dar cred că beneficiile vor, vor veni mai devreme sau, sau mai târziu și cred că este datoria noastră a tuturor, a mediului de afacere, a consultanților să, să sprijinim și să avem încredere în toate aceste soluții pentru că suntem la finalul acestei discuții și pentru că istoria colaborării dintre KPMG și Bergera a început practic în același timp în România, practic se confundă prezența celor două companii în, în România. Mirela, ți așa de o întrebare de ce KPMG pentru suportul, pentru asistența în implementarea acestei soluții? Um... Nu este vorba doar de e factura, este vorba de toată această istorie, da? 30 de ani de, de colaborare neîntreruptă. Serviciile la care am apelat în tot acest parcurs au fost cele din sfera de consultanță fiscală pentru revizie fiscală a declarației impostul pe, pe profit, profit, da. dar am avut foarte multe spețe, chiar și de când lucrez eu în Bergera Monoyor, legate de TVA, taxe vamale, salarizare, deci a fost o colaborare neîntreruptă în această perioadă. În 2021, pentru că nu e vorba doar de e-factura aici, în 2021, la sfârșitul anului, am început cu Diana să discutăm despre implementarea SAFTE, Uh, am ales KPMG atunci pentru implementarea SAFTE, bazându-ne pe uh, trei, uh, să spunem, beneficii care au rezultat da, din uh, discuțiile și din uh, oferta prezentată legată de timpul în care se putea realiza această implementare, softul pe care, tool pe care îl l puneați la dispoziție, bugetul în care ne încadram, bineînțeles că este foarte important și faptul că am simțit că nu este o presiune a implementării doar în echipa mea, ci a fost o muncă a celor două echipe care s-a concretizat foarte frumos. După șase luni am terminat, am finalizat proiectul cu succes și am putut depune toate declarațiile SAFTE la timp. Apoi, în mod firesc, după acest proiect de succes, știind că tool de SAFTE are și modulul de e-factura la care atunci început să lucrați. În mod firesc, când am întors anul trecut și am zis ok, să mergem mai departe cu implementarea e-factura, iar acum cred că la Orizone așteaptă o altă provocare, Diana, legată de e-transport, da, dacă legislația curentă nu se va modifica după ce finalizăm acest proiect mai avem unul Ne bucurăm, Mirela, să auzim asta și am simțit și noi această colaborare strânsă pe care am avut-o constant pe parcursul tuturor acestor proiecte de implementare și am avut foarte multe de învățat atât în materie de sisteme la care am avut acces prin intermediul vostru, cât și ca, să zic, proiect în derulare și mod în care putem să intervenim să Ajutăm să deblocăm anumite situații, așa că îți mulțumim și noi pentru alegerea și făcută pentru și la cât mai multe are. împreună. Și mulțumim mult pentru, pentru această discuție. Sper că a fost extrem de interesant experiența Bergera și eu personal am simțit foarte mult optimism în, în tot ceea ce, ce ne-ai ne ne spus astăzi. Și, așa cum spuneam, cred că este foarte important să avem încredere în toate aceste soluții, în ciuda efortului și provocărilor la care, la care suntem supuși. Mulțumim încă o dată foarte și mult mulțumesc pentru... mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru discuția din după-amiază aceasta. Ne bucurăm foarte mult! Mulțumesc! Mulțumim!